Ce faci? Am văzut că ai plecat din club. Da. De ce? Păi, ce să zic, m-am gândit în primul rând și la mine, pentru că mă gândeam că peste o săptămână, două, vine cineva și o să-mi spună că nu mai are și unde să pune voie de mine. Da. Și rămâneam pe afară. Al doilea rând, situația asta de incertitudine, când mergi în unul să-ți vestiar și nu ești antrenorul să-ți plin, nu prea poți să iei decizii. Așa. Ok. Și l-am sunat pe domnul Zăvăleanu, am avut cu el o discuție, i-am spus care e situația și mi-a zis că eu nu pot să-ți garantez nimic. Uh-huh. Mulțumesc mult de tot, ați fost sincer, ați fost corect, asta a fost situația. Deci, practic, asta a fost. La ora actuală, da? La Dinamo, trebuie să vină cineva care să intre în vestiar, să zică asta eu sunt antrenorul, eu fac asta, să fie să aibă mână însă cu liberă. Pentru că nu se poate să facă fiecare bun să ce vrea. Nu se poate. Trebuie să existe, cum am mai spus-o de atâtea ori, reguli. Dacă nu există reguli, nu o să se chinuie în continuare. La ce te gândești când spui trebuie să existe reguli? Adică ce nu era respectat în vestiar? Nu, trebuie să existe reguli la toate echipele. Jucătorul trebuie să știe ce trebuie să respecte. Nu face fiecare ce vrea, că astăzi face, mâine nu face, mâine stau acasă, mâine nu vin, mâine nu. Bine, în mod normal, un jucător profesionist nici nu are nevoie de regulile astea, pentru că are el programul lui super profesionist pe care îl respectă. Tu așa spui, dar unii ești cam... Na, ce să zic. Nu vreau să vorbesc, pentru că am stat două săptămâni acolo, băieții s-au comportat minunat, n-am ce să le zic, dar... Când apari în fața echipei și ești antrenor, clar, acum stai puțin. Mă rog mult de tu, nu faceți așa un caz din situația asta, pentru că eu n-am fost pus antrenor. Mie mi s-a spus să mă duc să fac programul, i-am ajutat și asta a fost tot. Restul, acum că am plecat, m-am gândit și la mine, sincer, pentru că am zis, bă, nu pot să stau așa să aștept până când. Da. Cu ce gânduri pleci? Din clubul care... Regret. Pentru că am stat, vă dați seama, am stat 2 ani la Under în 19, unde am făcut, să spun eu, cât de cât rezultate. Am mai fost 7 ani și ceva jucător. Am fost mulți ani capitan de echipă, am câștigat 2 campionate, 2 cupe. Vă dați seama, n-am trecut ca, să spun, gât ca prin apă pe acolo. Da. Cam asta e situația. În privința banilor, ți-ai luat banii? Adică pleci cu banii la zi sau cum? Păi și pe timpul Cortaseru a intrat în insolvență, trebuia să mai iau vreo 3-4 salarii, n-am mai zis nimic. Asta a fost situația. Acum domnul Zăvăleanu o perioadă ne-a plătit la timp, acum mai trebuia să mai primim vreo 2 salarii. Și urmează să le mai primești sau nu le mai primești nici pe asta? N-am discutat de asta, credeți-mă. Da. Mă gândesc că trebuie reglementată cumva, adică nu poți să pleci fără să, măcar să stabilești. Nu, dar eu termin acum contractul și eu nu mai aveam. Uh-huh. Ce faci? Ce urmează? Ce ai de gând să faci? O să-mi găsesc o echipă, am discutat cu cineva, sper că astăzi să pot rezolva în jurul prânzului. Aha, o echipă să o preiei ca antrenor plin, full, cum spui. Da, da. Liga? A treia. A treia. Nu poți să ne spui numele. În 2 ore pot să vă spun. Trebuie. Bine, în 2 ore te mai sunăm. Îți mai dăm un telefon în 2 ore. O ultimă întrebare, Gică, și cu asta te lăsăm, că știu că ești pe fugă. Dacă ar fi să te întreb acum și fără să pui perdea și fără să... Adică realist aștept un răspuns de la tine. Care crezi că este viitorul acestei echipe care tocmai a retrogradat? Îmi pui o întrebare grea, crede-mă. Dificilă, rău de tot. Eu am văzut optimismul lui Răzvan Zăvăleanu. Da. El e foarte optimist. Și am văzut și comunicatul care l-au dat DDB-ul acum o zi, două. Da. Și DDB-ul a ținut echipa asta în viață până la urmă. Da. Și eu cred că se va scrie. Ar fi păcat, ar fi altceva, crede-mă. Nu pot să dau acum să spun ceva în pronostic. Dar ți-e teamă pentru existența acestui club? Și da, și nu, normal. Pentru că văd atâția oameni care sunt mai cu mai multă experiență, care comentează toți că ce se va întâmpla. Și am văzut și pe domnul Constantin Anche Lache, care
ce verdicte dă acum, ce siguranță are, și până acum două săptămâni stătea în tribuna oficială și l-au dat din am. Bine, de obicei așa se întâmplă. Oamenii din exterior... Recunoștința este povară grea de tot asta. Ne-a spus-o Neagică Constantin, așa, marele antrenor și jucător. Când jucam eu la FC Olsko Nicești, ne spunea Cristina. Deci recunoștința e o... Povară grea de tot. Povară grea.